Sergiu Nedelea, sommelier, specialistul vostru în vinuri. Astăzi m-am gândit să bem un vin mai elegant, mai corpolent. La urmă, unde putem să găsim asemenea vin decât într-un asamblaj, într-un cupaj sau, să fim pretențioși ca și francezii, ei vom spune asamblaj. E bine, trei soiuri s-au reunit, un triptic fericit aici, că nu-i așa, cei buni din trei e făcut și s-au pus alături Cabernet Sauvignon, Merlot și Fetească Neagră. Bordeaux-ul Franței ne spune că cel mai bun triptic de vinuri ar fi asamblajul între Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc și Merlot. E bine, la noi Cabernet Franc lipsim, dar având din îndestulatul pământ românesc foarte multă fetească neagră, a venit să îmbine toată povestea aceasta a asamblajului roșu bine desăvârșit prin arome. Și dacă vorbim despre arome, lăsând culorile astea intense, întunecate oarecum, vedem o robă violacee aici cu ușoare irizații de teracotă. Mi-amintește de faptul că vinul are și o vârstă și vârsta vinului se exprime cel mai bine prin culoare în momentul în care apar irizațiile astea ușor maronii. Revin la arome și spun că aici au dat întâlnire toate fructele roșii. Este o întâlnire a fructelor aici venite din Cabernet Sauvignon cu coacăze afine, bine coapte. Merlot vine cu cireșe negre, cireșele alea bune pentru dulceață, și măria sa fetească neagră vine să complementeze gusturile și aromele cu prună uscată, poate chiar puțin afumată. Arome intense care ne aduc bucurie și, dacă tot vorbim de bucurie, hai să vedem și ce asociere gastronomică putem să găsim acestui asamblaj. Un asamblaj, repet, pretențios, pentru că vorbim de trei soiuri sacre, Cabernet Sauvignon regele, prințul Merlot și fetească neagră, de ce nu regina, s-au întâlnit și își dau binețe la o masă elegantă. Avem o asociere de mai multe categorii. Mă gândesc la o asociere complementară, când vinul vine să complementeze gustul mâncării, dacă vreau ceva mai mult. Mă gândesc la o asociere în contrast, nu este cazul să dau foie gras cu vin dulce, pentru că nu este dulce, este sec, și atunci vin cu un lucru dus în extrem și mă gândesc extremul gustului plăcut, bineînțeles, sinergie, când gusturile se întrepătrund, aici vorbim despre gustul vinului roșu elevat și un muș de vită bine făcut, presărat cu un piper alb, roșu, negru, toate bine așezate pe o farfurie spre bucuria noastră gustativă. Sante! Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.